Bună ziua și bine vă regăsesc! Am invitat astăzi în ultima emisiune aici la SNews TV pe unul dintre medicii, oamenii aflați în prima linie în această perioadă din martie încoace, când serviciul de ambulanță a trebuit să facă față în ciuda lipsurilor, cei de acolo, de la ambulanțierii până la medici și asistenți, să fie super oameni și să știți că au reușit. Invitatul meu este domnul dr. Daniel Ungureanu, medic la ambulanță, purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui. Bună ziua și la mulți ani vă spun. Mulțumesc la fel. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această emisiune. Ne onorează mai ales că acum pe final de an trebuie să punem la punct câteva lucruri legate de această perioadă, pentru că pandemia va fi un subiect la modă, din păcate, și anul care vine. Iar Organizația Mondială a Sănătății spune că va mai dura ceva timp, poate un an, doi, trei, până când acest virus va fi stopat. El va exista probabil, dar va fi rarisim. Domnule doctor, eu știu că serviciul de ambulanță Vaslui, din păcate, trece în această perioadă printr-o perioadă nu tocmai bună. Ne aflăm în plină pandemie, ne aflăm, să spunem, înainte de o posibilă explozie a cazurilor, da? După 15 ianuarie putem asista la o explozie a cazurilor de COVID, având în vedere sărbătorile, având în vedere faptul că oamenii nu înțeleg să fie mai liniștiți pe la casele lor. Spuneți-mi, cum am putea noi, comunitatea, ajuta serviciul de ambulanță Vaslui în acest moment, când trece prin clipe grele? Și o să spuneți dumneavoastră în detaliu despre ce este vorba. Vorbim la final de an de lucruri mai puțin plăcute, dar trebuie să spunem și adevărul. Da, într-adevăr, în acest an am trăit o experiență pe care nu ne gândeam vreodată că o vom putea trăi. Încă de la primele momente, din ianuarie, februarie, când au apărut primele cazuri în China, noi ne gândeam, da, este ceva deosebit, dar este acolo în China. Numai că nu s-a dovedit așa și această afecțiune a cuprins încet, încet tot globul, ajungând inclusiv în România și inclusiv în județul Vaslui. Ca urmare, încet, încet au trebuit și noi, cei de la ambulanță, să luăm din mers această pandemie, să încercăm să o traversăm și să ajungem la final cu bine. Finalul nu știm când va fi, pandemia probabil că nu se va termina prea curând, în schimb, așa cum am mai spus și pe o pagină de Facebook deschisă astăzi, echipamentele noastre probabil că se vor termina cât de curând. La ce vreau să mă refer aici? Bugetele serviciului de ambulanță nu au fost dimensionate pentru o asemenea situație, pentru că nimeni nu se gândea la așa ceva. Deci nu mă refer doar la ambulanța Vaslui, ci la nivelul național. A fost perioada primelor luni în care nu aveam echipamente destule și am apelat la ajutorul comunității pentru a ne susține și pentru a cumpăra echipamente de susținere, de echipamente protecție, de protecție, dezinfectanți, materiale sanitare. Ulterior, statul român a reușit să achiziționeze și am primit și noi foarte multe echipamente, numai că odată cu sfârșitul perioadei de urgență, când cazurile au fost totuși puține, pentru că lumea a stat în casă, încet, încet au revenit cazurile, atât COVID cât și non-COVID, și pe perioada verii și a toamnei am avut foarte multe solicitări. Foarte multe solicitări care au implicat un efort foarte mare din partea colegilor noștri. Trebuia să ne echipăm conform definiției de caz, iar definiția de caz în momentul de față este foarte vastă. Da, simptomele sunt atât de variate și în dinamică. Și în dinamic pentru această afecțiune, încât aproape că nu există afecțiune la care solicitare pentru serviciul de ambulanță care nu ar trebui să te îmbraci în combinezon. Și ca urmare, consumul a fost foarte mare. A fost perioada situației de urgență când unitatea nu a putut realiza acele licitații pentru a achiziționa combinezoane. Ele s-au reluat încet încet, începând cu luna iulie, august, dar acum, cum știți și dumneavoastră ce se întâmplă în România, licitațiile durează, termenele sunt lungi, contestațiile apar, chiar dacă am desemnat un câștigător, și am ajuns în situația de a nu mai avea suficiente echipamente de protecție. Gândiți-vă, îți vă dau un exemplu, pentru licitația la mănuși de protecție a fost desemnat un câștigător, iar la aproximativ 2-3 săptămâni după, când trebuia să livreze primul stoc de mănuși, unitatea a primit în mod oficial o adresă de la acea firmă în care ne înștiința că cel puțin un an de acum înainte nu vom primi nicio mănușă.
Motivul: nu există pe piață și nu are de unde să se aprovizioneze acea firmă. Dar ca urmare, licitația ar trebui reluată și găsit alt câștigător, alte termeni, altă perioadă de timp trecută, timp în care noi ne străduim să ne echipăm cu ce avem. Păi cum reușiți? La ora asta cam câte? Deci la momentul de față, gândiți-vă, noi avem un consum de combinezoane, de exemplu, am avut în perioada de vârf, prin septembrie, octombrie, și la 1000 de combinezoane pe zi. Da? La 1000 de combinezoane pe zi, 500, de exemplu, în suflația Bărla, 500 de combinezoane pe zi. Da? Noi, în momentul de față, avem un stocuri undeva la 200 și ceva de combinezoane, mai avem. Deci sperăm să ne ajungă până la sfârșitul anului să trecem sărbătorile. Eu știu dacă o să vă ajungă? În principiu nu. În principiu nu ne ajung, dar se fac eforturi să achiziționăm. Cât ajunge un costum dintre ăsta? Un combinezon? Prețurile nu pot să vi le zic, adică chiar nu le cunosc. Nu le cunosc. Dar cei de la achiziții. Au fost perioada de vârf când probabil că erau foarte scumpe, acum s-au mai redus, dar și cererea este foarte mare pe piață, iar unitatea, asta este problema mare, o unitate de stat nu poate cumpăra cu banul jos, așa cum face o unitate privată. Da? Trebuie să apeleze la aceste licitații. Da? Că una este când ai banul jos, te duci, plătești, ai cumpărat și ai achiziționat, și alta este când trebuie să faci licitații, proceduri, termene și așa mai departe, iar acestea durează. Da? Plus că ne lovim uneori de, după cum v-am spus, de neseriozitatea anumitor firme care se prezintă la licitație. Bun, v-am întrerupt la mănuși. Deci vorbeam despre lipsa mănușilor, care sunt vitale. Vă dați seama câte perechi de mănuși consumați pe zi. Dar la o solicitare cel puțin 15, cam 15 mănuși, da, la o singură solicitare pentru membrii echipajului. Da, trecem mai departe. Deci în afară de mănuși. Deci este vorba în primul rând de combinezoane, mănuși, măști de protecție, dezinfectanți, lămpi cu ultraviolete, pentru că și acestea am cumpărat, dar încet încet s-au mai defectat din ele, și după aia trecând încet încet și materiale sanitare. Da? Deci avem o criză la momentul de față pe măști de oxigen, pe comprese sterile, da? Pe branule. Da? Tocmai din acest motiv, pentru că nu s-au putut face la timp licitațiile sau s-au întârziat datorită perioadei de urgență prin care am trecut. Noi avem o asociație, da? Se cheamă Asociația Cursa Vieții, deschisă pe lângă ambulanță. Avem o persoană desemnată care se ocupă de această asociație. Acolo am primit donații în prima perioadă a pandemiei, în luna aprilie, unde am primit atât bani cât și efectiv materiale sanitare. Da? Apelăm în continuare la sprijinul populației și sperăm ca oamenii care au o potență financiară sau care au, eu știu, sufletul bun și ne pot ajuta, indiferent cât, da, nu contează cât donează, e important să ne ajute. Puțin cu puțin se adună acolo și sperăm să trecem perioada asta mai dificilă până când putem să reluăm licitațiile și să avem niște termene finalizate și să avem niște câștigători desemnați, astfel încât să mergem în continuare cu materiale sanitare în condiții de siguranță, pentru că este un lucru foarte important, bun, nu avem destul de echipament de protecție sau nu avem de cele mai bună calitate. Ce se poate întâmpla? Putem să ne contaminăm noi, echipajul ambulanței, da? Dar problema ulterior apar problemele. De ce? Pentru că odată echipajul ambulanței merge din casă în casă, da? Și atunci poate, dacă un membru al ambulanței, al echipajului este contaminat, poate transmite el al rândului afecțiunea către alți pacienți, da? Către alți cetățeni ai județului. Așa, și în al doilea rând, în momentul în care membrii serviciului de ambulanță se contaminează, intervin concediile medicale, da, care sunt foarte multe, perioadele de izolare, de carantinare, intervine reducerea numărului echipaje din lipsă de personal și, bineînțeles, temporizarea solicitorilor, întârzierea ajungerii la cazuri și rezolvarea cu dificultate a acestora. Ceea ce s-a și întâmplat, de altfel. Ce s-a și întâmplat. Și se poate întâmpla. Da, exact. Deci ambulanța să ajungă la o oră sau o oră jumate, când practic poate era prea târziu. Da, eu personal am ajuns la o solicitare la Pogana, iar acolo, la locul solicitării, am mai găsit încă un pacient care aștepta și la ambulanța de 5 ore. Da? Da. Deci s-a întâmplat și acest lucru și facem apel la populație să înțeleagă că nu este rea intenție, da? Nu este rea intenție, este doar lipsă de personal. Da, dar vedeți, oamenii nu pot să înțeleagă, pentru că atunci când se află între viață și moarte, nu concep că statul nu le e alături. Dar iată că asta este situația. Da, deci... Și dumneavoastră ați fost contaminat, ați stat în izolare și poate că din acest motiv și cu siguranță ambulanțele au ajuns mai târziu pentru că n-au fost atâția medici cât ar fi trebuit, da, la solicitările unde se impunea prezența medicului. Da, și în general timpul de răspuns la intervenție a crescut, deși numărul de solicitări a scăzut un pic. De ce? Pentru că în momentul de față
peste jumătate din solicitări sunt legate de pacienți cu boala COVID, de suspect sau contaminați sau confirmați. Ei, după fiecare astfel de solicitare, ambulanța trebuie să intre la dezinfecție. Da? Am avut o perioadă în care dezinfecția dura aproape 2 ore. Am reușit acum, eu știu, de să zicem de o lună de zile, am ficționat și dezinfectanți care permit o scurtare a acestui timp de dezinfecție. Dar chiar și așa, o oră, ambulanța nu este disponibilă. 2. Sunt cazurile pacienților non-COVID, da, din restul județului, inclusiv zona Bârladului, care nu mai pot fi predați, da, în siguranță la spitalul din Bârlad. Și atunci, pentru că spitalul Bârlad preia doar pacienți suspecți sau confirmați de COVID, și atunci toate ambulanțele merg către spitalul județean Vaslui, chiar și la Huș au fost cazuri duse din zona Bârladului. Și atunci iar timpul de reacție, de intervenție, deci timpul de intervenție a acțiunii a crescut foarte mult și atunci, bineînțeles, crește timpul de așteptare pentru ceilalți pacienți care așteaptă acasă o ambulanță. Deci sunt norocoși cei unde ambulanța a sosit la 20 de minute sau un sfert de oră. Cred că sunt norocoși. Da, noi încercăm în primul rând să asigurăm, deci să avem timp de reacție cât mai mic la intervențiile de cod roșu. Dar asta înseamnă că trebuie să, nu înseamnă că toți pacienții sunt catalogați drept cod roșu. Dar trebuie ca pacienții să fie, asta îi rugăm noi, să fie sinceri când apelează ambulanța și să spună simptomele așa cum sunt ele la momentul respectiv, să nu exagereze, pentru că doar din ideea de a fi încadrat de noi ca fiind cod roșu și de a trimite ambulanța imediat. Pentru că, în general, avem grijă să avem o ambulanță pentru solicitările de cod roșu. Da? Și acei pacienți la care viața este efectiv afectată, deci este în pericol viața, să trimitem imediat ambulanța. Câte ambulanțe există la SAJ Vaslui în acest moment, funcționale? În acest moment avem în jur de 30 de ambulanțe funcționale pe tot județul. Am spune că e mult, dar să știți că și la ele începe să vadă gradul de uzură. Într-adevăr, am primit în 2018-2019, am primit ambulanțe noi, dar vreau să vă zic că avem ambulanțe primite în 2019, da, deci au un an jumătate, aproape 2 ani de când lucrează și deja au 200.000 de kilometri rulați, ceea ce înseamnă depășirea, eu știu, perioadei de garanție, da, și intrarea în serviciu de foarte multe ori. Da, deci nu este mult 30, nu acest număr de ambulanțe. Contează și calitatea lor tehnică. Da, exact, da. Uzura morală și fizică. Eu am caz, o persoană cu insuficiență cardiacă a ajuns la spitalul din Vaslui. Bine, a venit ambulanța repede, dar atât de zdruncinată. Deci ambulanța mergea ca și cum era un hârb. Pentru că probabil era una dintre ambulanțele cu probleme. Da, da. Și da. Un pacient bolnav de COVID sau nu ajunge mai rău un pic la destinație. Nu știu, sunt șanse să se îmbogățească parcul auto? În principiu da, aș spune, pentru că este un program în derulare, deci al Ministerului Sănătății împreună cu Departamentul de Situații de Urgență, prin care în perioada 2019-2024, din câte știu eu, deci pe 5 ani de zile, anual se renoiește parcul, adică se trimite un nou număr de ambulanțe pentru fiecare în funcție de necesități. Dar probabil că anul ăsta, datorită pandemiei, probabil că și cei de la, eu știu, firma care e producătoare, care a câștigat licitația și echipează aceste ambulanțe, probabil că nu a lucrat suficient, nu știu cum să vă zic, anul ăsta încă nu am primit ambulanțe. Dar în principiu există un contract în derulare și există speranțe să vină ambulanțe. Da, domnule doctor, normal ar fi fost ca în acest an, în această perioadă, să primim ambulanțe mai multe, pentru că situația de la SAJ Vaslui bănuiesc că este generală, nu? Da. Celelalte stații de ambulanță o duc mai bine? Cu materiale, cu nu, eu echipamente? Cred, deci, din ce am discutat cu alți colegi din alte județe, situația este cam la fel peste tot. Da? Adică este și acolo, peste tot este deficit de personal, personal bolnav, personal contaminat, ambulanțe care se dezinfectează. Dar noi am încercat și am reușit cât de cât anul ăsta să susținem un număr relativ constant de echipaje pe tură, cam 6 echipaje, de exemplu, la stația Bărat sau la stația centrală Vaslui, în mod constant, chiar dacă de dorit ar fi să avem și ambulanțe de rezervă, adică în momentul în care o ambulanță intră la dezinfecție, să luăm din parcul auto o ambulanță de rezervă și să o putem folosi pe aia. Dar din păcate nu s-a reușit permanent acest lucru referitor la ambulanța de rezervă. Nu permanent am avut o ambulanță de rezervă disponibilă. Să sperăm că oamenii de la ambulanță nu să se îmbolnăvească și că nu vor fi pauzele acestea între solicitări, pentru că asta e, după sărbători va crește un pic numărul, un pic mai mult numărul cazurilor persoanelor cu COVID. Dacă nu vor înțelege oamenii că trebuie să se izoleze, este greu. Am trecut amândoi prin această perioadă. Da. A fost dificil, 2-3 săptămâni, dar trece izolarea.
O să vorbim mai târziu despre simptome și despre evoluția lor în timp. Deocamdată rămânem la acest subiect licitații. Ministerul Sănătății a trebuit să fie, mă rog, sau noul ministru care acum a fost învestit, a trebuit să fie cu ochii ațintiți asupra stațiilor de ambulanță și aceste licitații să se facă oarecum mai repede, să existe, știu eu, o modalitate urgentă prin care să se facă aceste achiziții. Ce știți în acest sens? Fostul ministru a făcut în acest sens demersuri? Într-adevăr, sincer, la început s-au primit echipamente prin acele achiziții centralizate, după care încet încet fiecare serviciu de ambulanță prin conducerea lor a trebuit să preia propriile achiziții și să deruleze licitațiile proprii pentru a achiziționa echipamente și tot ce înseamnă materiale sanitare pentru a dota ambulanța și pentru a da asigura siguranța salvatorilor, dar încet încet să am ajuns în situația în care nu mai avem suficiente echipamente. Probabil că am trecut și într-o perioadă electorală, politică, nu este treaba mea să dezvolt acest lucru, pentru că nici nu îl stăpânesc foarte bine, dar sperăm, avem acum un nou ministru al sănătății de câteva zile, ne îndreptăm imaginea către el și cu speranță în ideea că poate reușim să trecem peste această perioadă dificilă. Poate se va reuși o deblocare, poate se va reuși o repartiție la nivel național, da, către toate serviciile de ambulanță în ceea ce privește echipamentele, inclusiv la serviciul de ambulanță Vaslui, pentru o perioadă relativ scurtă, până când vom putea prelua și vom putea finaliza licitațiile sau poate, mai privind mai pe larg, modificarea legislației la nivel național, da, la nivel de guvern, astfel încât să termenele și licitațiile să se desfășoare mult mai ușor, iar desemnarea unui câștigător să fie mult mai simplă, da, iar cei care nu respectă contractele semnate cu serviciile de ambulanță să poată fi trași mai ușor la răspundere. Iar personalul medical și, bineînțeles, mergând mai departe către pacienți, să nu, deci nimeni în aceste persoane să nu aibă de suferit. Da, deci este vorba de o inițiativă pe care ministrul a trebuit să o ia împreună cu membrii guvernului pentru ca astfel de achiziții să se facă rapid, pentru că e vorba de viața oamenilor, aici e vorba de viață și de moarte. Adică și suntem un județ în care rata incidenței este destul de crescută, sunt localități unde a depășit la un moment dat 5, chiar în mediul rural, citeam zilele trecute pe comunicatele celor de la Comitetul Județean pentru situații de urgență, în unele 4-5 comune a depășit 3,80, adică e o problemă totuși, deși la început județul Vaslui stătea foarte bine din acest punct de vedere. Ulterior am ajuns chiar... Acum avem peste 1000 de cazuri active în județul Vaslui, vreo 200 și ceva sunt internați la spital. Da, și oamenii mor. M-am uitat pe statistici, din 24 și până ieri au murit 9 persoane la spitalul din Bârlad. Deci în câteva zile 9 persoane și-au pierdut viața. Trebuie să fim responsabili și noi și statul și respectiv Ministerul Sănătății și Guvernul acum învestit. Deci, deocamdată, domnule doctor, ne îndreptăm atenția către oamenii de bine, oamenii care au bani, oamenii care au relații, oamenii care vă pot ajuta cu materiale sanitare, cu echipamente de protecție și mănuși. Pentru că în câteva zile stocul se va termina și nu știm ce o să faceți. Nu știu, veți cumpăra din banii dumneavoastră sau cum? S-a mai întâmplat, să știți. Sunt colegi care și-au cumpărat halate de protecție, care și-au cumpărat măști, mănuși, pe o perioadă tranzitorie, pentru a se putea asigura pe ei. În primul rând, pentru că au trecut și apoi familiilor și apoi pacienții la care ajung. Au fost sincope, au fost episoade într-adevăr scurte în care nu existau echipamente. Acum sunt puține. Evoluția este oarecum Dar calitatea lor, ce părere aveți? Calitatea lor e bună? Măștile sunt conforme? Că și aici a fost o discuție, că s-au vândut și în magazine și la licitații. Noi ce am cumpărat la licitație, am primit certificat de conformitate, da? Deci altfel nu se putea prezenta la licitație. Ce s-a câștigat? Au fost de bună calitate. Materialele care le-am primit prin departamentul pentru situații de urgență au fost într-adevăr și sunt de foarte bună calitate. Și au asigurat protecție. Practic, noi am avut și noi personal contaminat
Da, deci am avut în jur de peste 80 de persoane contaminate, deci cam 38% din personalul serviciului de ambulanță Județean Vaslui a fost contaminat, a fost confirmat pozitiv, deocamdată, dar este destul de mult, 38%. E foarte mult, da? Și vă întreb dacă ați fost protejați, cum s-a consider, întâmplat. Deci în urma anchetelor care s-au făcut epidemiologi, s-au discutat cu angajații, cu contactilor și așa mai departe, marea lor majoritate considerăm că este posibil să fie infectat mai degrabă în mediul comunitar decât la servici, pentru că în general personalul medical are grijă, da? Și la servici sunt foarte atenți. La noi, permanent, chiar și în stații, atunci când stau între solicitări, permanent se poartă mască pe față, în general mască cu filtru, oamenii păstrează distanța și iar la solicitări nici nu mai zic. Deci nu există solicitare la care să nu purtăm vizieră, cel puțin vizieră și mască FFP2, deci mască cu filtru, iar la solicitările care sunt suspecți sau confirmați chiar COVID pozitiv, la acele persoane se poartă combinezoane. Deci cei care puteți ajuta serviciul de ambulanță Vaslui, puteți să contactați pe domnul doctor pe Facebook, nu? Da, am deschis o pagină, specială, chiar așa se cheamă, Salvați Ambulanța Vaslui. Practic ajutați-ne dumneavoastră, ajutați-ne pe noi ca noi să vă salvăm pe dumneavoastră, cel puțin pentru o perioadă până când trecem această perioadă dificilă. Și din păcate SAJ este acum sub umbrela ghinionului, nu aveți nici director, nici măcar director interimar. Dar în momentul de față nu și mă gândesc dacă ar fi o chestiune de semnat, n-are cine să semneze. Da, într-adevăr, în momentul de față trecem într-o perioadă mai dificilă, într-adevăr, în momentul de față astăzi nu avem pe nimeni cu drept de semnătură în unitate, deci nu avem conducători, nu știu care sunt motivele, o parte li s-a expirat perioada de interimat, alții au fost demiși și asta a hotărât Ministerul Sănătății. Nu știu exact care sunt circumstanțele acestui lucru, dar cert este că și aceasta este o problemă. Noi sperăm, de asta am zis că previnim cu speranță către domnul noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, inclusiv să ne trimită, să ne dea un conducător. De când lucrați dumneavoastră la serviciul de ambulanță? Lucrez la serviciul de ambulanță din ianuarie 2009, deci sunt 11 ani și ceva, aproape 12 ani. A fost această perioadă din martie încoace cea mai dificilă perioadă a dumneavoastră ca medic pe ambulanță? Da, pot spune că da. Pot spune că da, pentru că, deși niciodată nu mi-a fost frică de cazurile grave și foarte grave, am trecut și prin perioade în care nu aveam, de exemplu, ambulanțe, lucram cu puține ambulanțe, în loc de 5 cu 2, să vă dau un exemplu, da? Tot așa pacienții așteptau foarte mult. Acum este o perioadă dificilă prin stresul acestui echipament și stresul solicitărilor în sine. Și nu este numai stresul meu, să ne înțelegem, este stresul tuturor colegilor mei de la serviciul de ambulanță, pentru care am un respect deosebit pentru modul în care se comportă și cum se prezintă la solicitări, cu modul cum răspund la aceste solicitări. Pentru că, într-adevăr, este stresul, în primul rând, al solicitării. Atunci când primești solicitarea, te întrebi, este suspect COVID, nu este suspect COVID, mă îmbrac în combinezon, nu mă îmbrac în combinezon. La început se spunea că nu avem destule combinezoane, după aia n-am mai avut oarecum acest stres, acum a apărut acest stres pentru că, domne, trebuie să faci și un pic de economie. Ne îmbrăcăm sau nu ne îmbrăcăm? Da, dar trebuie să vă și protejați. Așa, după care s-au ajunge acolo la solicitare și s-au întâmplat situații când nu te-ai gândit că este COVID și totuși descoperi că e COVID. Foarte suspect și atunci iar trebuie să duci la ambulanță să te echipezi din nou. Sunt convins că dintre telespectatorii dumneavoastră care ne urmăresc acum au fost, unii ei au fost puși în situația în care au văzut că au ajuns echipajul ambulanței, după care, după un prim consult rapid de un minut, echipajul a plecat la ambulanță pentru a se echipa corespunzător. Și rugăm pe telespectatorul să înțeleagă acest lucru, că nu este ceva deosebit, este așa trebuie să se întâmple pentru ca noi să fim protejați. Și da, nu, este bine stres. Ar fi să aveți combinezoane și să plecați atunci echipați din prima. Au fost perioade, deci așa trebuie. Da. Pentru că, na. Plus purtatul acestui combinezon este destul de dificil. Pe perioada verii era foarte greu. Vreau să vă întreb, chiar vreau să întreb un medic cum s-a descurcat pe perioada verii, dar chiar și acum să stea 8 ore sau 12 ore. Să ne înțelegem, nu stăm 8 ore în același combinezon. Pentru că dezechipați. Dar pentru că v-am zis, după fiecare solicitare noi mergem și dezinfectăm ambulanța, așa, și atunci ne dezechipăm și pe noi însuși. Nu, dar au fost solicitări când o solicitare poate să dureze și o oră și două și trei ore. Sunt solicitări care am transferat, de exemplu, pacienți în combinezon până la Iași. Da? Iar durează două ore până din momentul în care te-ai echipat până în momentul în care ai predat pacientul și te-ai dus la ambulanța Iași, de exemplu, să te dezechipezi. Da? Deci sunt solicitări care durează
două, trei ore în care stai în acest combinezon. Pe perioada verii a fost foarte dificil. Deși aveai doar un singur tricou, da, pe sub acel combinezon, transpiram foarte mult, da? Deci, iar acum iarna este alt stres, este ochelarii, viziera, se aburesc, efectiv, treci de la frig, da, de afară, intri în casă la pacient, la căldură și deodată nu mai vezi absolut nimic, da, iar tu trebuie să asiguri calitatea sau un act medical de calitate, îți trebuie să prinzi o venă, da, îți trebuie să, nu știu, să pui o mască de oxigen, să ventilezi pacientul în funcție de gravitatea fiecăruia și efectiv nu vezi, da, deci asta este încă un stres în plus în ceea ce privește actul medical. Și bănuiesc că și dacă ești sănătos se întâmplă în astfel de probleme. Dar dacă mai aveți și colegi care au oareși ce probleme cu astm, cu plămânița asta, e mult mai greu și mai dificil pentru ei să rămână acolo blocați în acel costum. De asta zic, oamenii care ne privesc, o parte dintre ei nu suportă masca sau mănușile. Dar să se gândească la cei din prima linie care trebuie să respire acolo o cantitate insuficientă de aer atâtea ore. Asta pentru a ne face pe noi bine. Da, a ne face bine pentru că sunt mulți care nu cred în acest virus, nu cred în această boală. Evit să mai citesc pe Facebook sau pe alte pagini de socializare tot felul de comentarii. Pentru că numai atunci când faci boala, știi realmente cu ce te confrunți. Chiar dacă a fost formă ușoară, o formă ușoară de COVID nu e chiar așa o bagadelă. Vorbim și de persoane asimptomatice, domnule doctor, și să trecem în partea a doua a emisiunii. Există chiar adevărat că pacienți asimptomatici? Da, să știți, există persoane asimptomatice, dar pacienți deja spunem, referim la o persoană care are și simptome și nu este singura boală, da, unde sunt asimptomatici, da, sunt și alte afecțiuni infecțioase, da, care pot fi asimptomatici, da. Nu este singura afecțiune COVID-ul, dar într-adevăr există și aici persoane asimptomatice. Acum, într-adevăr, se pare că persoanele asimptomatice sunt vectori, pot transmite mai departe infecția, dar statistic s-a constatat că nu sunt chiar atât de contagioși și asimptomatici precum sunt cei simptomatici. Da, dar din păcate sunt foarte puțini. Mult mai puțini decât ceilalți. Da, pentru că revenind, chiar și lipsa gustului sau mirosului este un simptom, deja pacientul ăla este simptomatic. Da. În sine, ca atare, afecțiunea există, apropo de ce a spus dumneavoastră, da, chiar există. Într-adevăr, este o boală nouă, o boală încă necunoscută suficient, da? Virusul la fel nu este cunoscut îndeajuns de către cercetători, dar există. Da? Acum, sunt tot felul de conspirații, am văzut și eu, toată lumea stăm acum pe internet, toți citim Facebook, Instagram, așa mai departe, sunt conspirații că ar fi un virus natural, că un virus mutant, că a fost produs în laborator. Asta nu mai are importanță, acum? În momentul de față asta nu mai are importanță, important este că există acest virus care circulă în populație, că există boala în sine și că o parte din cei contaminați ajung să decedeze. Da? 80% din pacienții contaminați sunt cu simptome ușoare sau asimptomatici. Da? Ce înseamnă simptome ușoare? Înseamnă, eu știu, în primul rând febră, tuse și oboseală. Astea sunt cele mai des simptome întâlnite. Dar mai pot fi întâlnite și alte multe simptome, rar, într-adevăr, cum ar fi tulburări digestive, dureri de cap, dureri de gât, da, rinoree și așa mai departe, dureri musculare, dureri articulare. Astea sunt cam 80% din cazuri. 20% din cazuri sunt pacienți care deja au forme moderate și severe. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că este vorba de acei pacienți la care apare un simptom nou. Noi îi spunem dispneie. Pentru pacienți trebuie să înțeleagă că este acea lipsă de aer, acea senzație de sufocare, iar acești pacienți necesită administrarea de oxigen. Este evident că acei pacienți nu mai pot sta acasă. Este evident că trebuie să ajungă la spital să se interneze pentru a primi oxigenul suplimentar. Iar am zis 80, am zis 15, iar 5% din forme sunt formele extrem de grave. Este vorba de pacienții care simpla administrarea oxigenului nu mai este eficientă și necesită suport ventilator, adică mai exact intubație și orotraheală și ventilație mecanică. Pacienți care sunt foarte gravi și care o parte din ei, din păcate, îi pierdem. Da? Din 5% pacienți intubați,
și ventilați mecanic, cam 3% se pierd, iar 2% într-adevăr supraviețuiesc, dar unii din ei supraviețuiesc cu sechele. Iar problema COVID-ului într-adevăr este aceste decese, această mortalitate de 3%, bun, dar sunt și sechelele care rămân. 3% nu e mult, că ba, mor, este mult. Vă spun care e percepția unora. De gripă nu mor 3%? Vă nu, întreb de gripă, ca să elucidăm nu, o dată. Gripa are o mortalitate undeva între 0,1 și 0,2%. Da? Deci nici vorba de 3%. Iar dacă veți să vedem ce înseamnă 3%, gândiți-vă la populația României, la 20 de milioane de locuitori. Dacă s-ar contamina toată populația României, ar însemna undeva la, eu știu, 500-600 de mii de morți. Da? Morți de COVID. Asta înseamnă, mortalitate 3%. Dar deci dacă s-ar contamina toată populația României, da? Ar însemna să avem aproape 600 de mii de morți. Deci este mult, 3%. Și bun, sunt care, alții supraviețuiesc, dar gândiți-vă ce înseamnă chinul să stai în spital, să stai ventilat, să stai intubat, după aia o recuperare ulterioară. Și persoane tinere, că aici este problema, fără probleme de sănătate. Deci virusul ăsta e foarte agresiv și cercetătorii nu i-au dat încă de capăt. În general, forme grave, dar statistic, forme grave fac pacienții peste 65 de ani, mă refer pacienții forme grave și foarte grave, ajung la oxigen sau chiar intubație, pacienții peste 65 de ani sau pacienții cu comorbidități. Dar, atenție, ce înseamnă comorbidități? Înseamnă diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli de inimă, boli cronice pulmonare, obezitate, chiar dacă ai 30 de ani și ești obeză, exact, e și asta o afecțiune. Exact. Dar gândiți-vă, cu hipertensiune se poate trăi și 20 de ani. Da? Un pacient de 50 de ani cu hipertensiune poate trăi leger, și mai mult. Poate trăi lejer până la 70-80 de ani, cu un tratament corect administrat, la timp administrat. Deci, doi, gândiți-vă că acești pacienți, da, cu comorbidități pot fi rudele noastre, pot fi părinții noștri, da, pot fi bunicii noștri, da, pot fi frații și surorile noastre. Da? Deci, ideea este că nu trebuie să ne gândim că, domnule, a murit pentru că oricum s-a îmbolnăvit foarte grav, pentru că oricum era bolnav. Da, era bolnav, dar repercusiunile nu sunt chiar așa plăcute. Da, doi, supraviețuiesc mulți din ei, dar, atenție, supraviețuirea poate lăsa cu sechele. În general, pacienții care stau intubați mai mult de 7 zile rămân cu fibroză pulmonară. Iar fibroza pulmonară înseamnă o dependență de oxigen toată viața. Da? Acel pacient se va pensiona dacă lucra, da? După care va purta toată viața acasă un aparat de oxigen, va trebui să meargă periodic la, nu știu, la secții de recuperare, de gimnastică respiratorie și așa mai departe. Deci viața va fi un chin. De asta este bine să ne protejăm, să avem grijă, pentru că niciodată nu știm ce fel de formă vom face. Într-adevăr, sunt și persoane tinere, fără comorbidități, care au făcut boala. Numărul lor este mic, dar dacă e să ne uităm statistic, ar fi una, două, trei cazuri pe zi în România. Și asta ține, într-adevăr, cred eu, de terenul genetic al fiecăruia. Plus că sunt persoane tinere, așa zise, fără comorbidități, dar ulterior se descoperă că totuși aveau niște boli ascunse de care nu, exact, care nu le cunoșteau. Și se vorbește și despre această transformare a virusului, de aceste mutații pe care le suferă. Da, să știți că în general... Tulpini noi... Într-un fel, virusul suferă, într-adevăr, mutații. Deci, dacă e să o luăm așa între ghilimele, spunem că virusul este șmecher. Adică, de ce? Foarte păi șmecher. Scopul lui, în principiu, a virusului, da? Nu este să-și omoare victime, să-și omoare pacienții, pentru că în momentul în care nu va mai avea pacienți, gazde, unde să se multiplice, virusul și el va dispărea. De aceea virusul caută să ce? Să-și facă mutația astfel încât să devină din ce în ce mai contagios, dar mai puțin patogen. Pentru a se putea replica mai mult, a se transmite mai ușor și a se extinde în comunitate. Deci de asta zic că într-adevăr au apărut mutații, dar mutațiile care au apărut în ultima vreme sunt mutații care se pare că sunt mai puțin contagioase, dar mai puțin grave, da? Deci mai puțin patogenice, dar în schimb mult mai contagioase, adică afectează mult mai multă populație. Credeți că se întrezărește o luminiță la capătul tunelului? Da, vedeți, asta luminița ar fi aceste vaccinuri, da? Vaccinuri care au apărut, nu știu, că după 10 luni de pandemie s-au lucrat intens și la moment de față asta, așa văd eu o luminiță de la capătul tunelului, sfârșitul pandemiei. Bineînțeles că nu va fi un sfârșit rapid, dacă apărează acest vaccin, probabil că va trece un an, 2, 3, da? Până când cât mai multe persoane vor căpăta imunitate, atât prin boală cât prin această vaccinare, și în momentul în care virusul nu va mai găsi gazde unde să se poată multiplica,
așa, atunci încet, încet cel va dispărea, va reduce în comunitate. Ce mesaj aveți dumneavoastră pe cei care ne urmăresc și poate care sunt neîncrezători în acest virus? Da. În primul rând să înțeleagă că virusul există, bolnavii sunt reali, da? I-am văzut cu ochii noștri. Și puteți să ne explicați la ce scene ați asistat în ambulanță sau la domiciliu persoanelor care aveau simptome grave, foarte grave, care au ajuns cu mască? Deci am ajuns la pacienți la care pur și simplu vorbeai cu ei, nu-ți dădeai seama și în momentul în care puneai monitorul pe ei, vedeai că au saturație 50-60% și ei nu realizau că sunt la un pas de moarte. Și poate chiar refuzau transportul la spital, încercau să refuze, iar noi încercam să-i convingem să meargă la spital. De asemenea, au fost destule decese în ultima perioadă, decese oarecum fără să se cunoască cauza. Adică am găsit pacienți în stop cardiac fără prea multe sau chiar fără antecedente patologice cunoscute. S-a făcut resuscitare, mai departe nu știm exact, dar au fost cazuri în care nu ne putem explica decesul. Da, și familii disperate care rămân în urmă. Și probabil că a fost COVID. Probabil, dar nu putem fi siguri 100%. N-am stat să urmărim mai departe evoluția lor, să mergem să vedem autopsia și așa mai departe, dar este un semnal de alarmă în această privință. Iar sfatul meu pentru cetățeni ar fi, deci, să creadă în virus și, în al doilea rând, să se protejeze. Protejându-se pe el, îi protejează și pe cei din jur, pe cei din familia lui, pe cei de la mediul lui în care lucrează, mediul social, servicii și așa mai departe. Da? Adică să respecte cele trei reguli de bază, să poarte mască în spațiile publice, să se dezinfecteze pe mâini, da? Și să păstreze în general distanța. Distanța de siguranță înseamnă un metru, un metru jumătate și în general să evite spațiile aglomerate. Da? Iar... Păi da, dar vine Revelionul și trebuie să mergem la Revelion. Da, putem face un sacrificiu, da, sărbătorind Revelionul acasă, da, cu familia, la noi în locuința proprie, putem urmări artificiile de pe geam, da, sau la televizor, pornim un pahar de șampanie cu familia și privim cu speranță către anul viitor și către sfârșitul pandemiei. Dar vedeți că deja se închiriază apartamente, poate și restaurante așa în anumite zone ale țării și ale județului, tocmai pentru Revelion. Oamenii se păcălesc pe ei înșiși. Nu vreau să stârnesc panică, dar cred că după sărbători serviciul de ambulanță va avea de furcă, va avea clienți, să spunem, suficienți, din păcate. Pentru că, vedeți, mulți au trecut de boală, s-au bucurat că au trecut două săptămâni, o lună și apoi au apărut niște simptome pe care nu le-au mai avut. Da? Chiar febră, chiar dureri de plămâni, dacă plămânul doare, tuse, și la radiografie le-a apărut această fibroză sau, știu eu, altă infecție. Cum evoluează totuși acest virus? Pentru că mulți ne bucurăm, gata, am trecut, gata, am plecat din izolare, sunt fericit, nu mai nimic, sunt negativ și eu totuși simt de o lună, două, alții chiar de trei, s-a văzut și în străinătate, sunt foarte multe date, care rămân cu niște sechele. Da, într-adevăr, sunt pacienți care... Și asta de o bucată de timp, deci de vreo două, da, trei luni, pentru că înainte era... altfel se manifestă. Da. După externare, adică după ce s-au negativat și au dispărut simptomele respiratorii, în principal, că astea sunt principalele simptome în faza acută a bolii, au ajuns acasă și poate încet, încet au început să resimtă alte probleme. Da, de la, în general, ce îmi povesteau și colegii mei, chiar de la ambulanță, ori dureri de cap, așa brusc, din senin apărute, ori senzație de amețeală instalată brusc și dispărută brusc, ori, eu știu, dureri articulare, dureri musculare, care apar, dispar ca un fel de fenomene vegetative, exact, așa necunoscute până acum, încă sunt studiate, virusul încă și boala în sine este încă în studiu, pentru a vedea exact cum evoluează. Ne mai vorbim de pacienții care rămân cu fibroză pulmonară și care au tot timpul senzația de sufocare. Într-adevăr, este o boală necunoscută. Unii pacienți rămân cu senzația de panică, exact, cu o panică permanentă nejustificată, cu care peste care trec cu dificultate și apar vrând nevrând apare nevoia de a consulta un psiholog sau un psihiatru. O parte din pacienți rămân cu
cu insomnii, da? Deci nu pot adormi noaptea, da? Sau se trezesc de vreme dimineața, somnul este scurt, neodihnitor și trăiesc cu această senzație, poate indusă chiar de virus, da? Încă, v-am zis, încă nu este cunoscută pe deplin acțiunea virusului la nivelul celulei nervoase, sau poate doar de frica cu care a rămas după această boală, da? Deci frica de a se contamina, după aia frica după ce a fost contaminat, senzațiile pe care le-a trăit în spital, în general o experiență neplăcută când ai o mască de oxigen pe față, când vezi în jurul tău alții bolnavi, alții simptomatici, da? Nici nu mai zic pacienții pentru un pacient care nu are nimic, care a trecut pe acolo întâmplător și vede atâtea ambulanțe venind cu pacienți cu COVID, nu e prea plăcut, și oameni care așteaptă să fie investigați radiologic, analize de sânge, nu e tocmai confortabil. Și sigur, această stare de panică poate să se mențină câteva luni bune. Da. Și atunci ești nevoit ori să mergi la psiholog, ori să mergi la psihiatru, să-ți recomande un tratament pe o perioadă scurtă. Deci, vedeți, lucruri foarte, foarte complicate de acest virus. De aceea, vaccinarea cred că ar trebui privită cu încredere. Știu că sunt și medici care refuză să se vaccineze, nu neapărat cu acest vaccin anti-COVID, în general anti-gripal. N-am să înțeleg, e treaba lor fiecare, sigur că avem dreptul de a refuza, dar eu cred că oamenii de la ambulanță se vor vaccina. Da, și la noi s-au făcut niște liste acum, cred că prin luna septembrie, dar personalul trebuia să ne trecem pe listă cine ar dori să se vaccineze și în general, eu știu că am, să zicem, 70% la momentul ăla, 60-70% au spus da, dar și ceilalți 30% nu au spus nu, clar. Mai stau, mai aștept, văd cum evoluează, mai sunt 3 luni până apare vaccinul, așa era, este vorba de luna septembrie, vedem cum se comportă ceilalți pacienți, deci oricum refuz categoric, da, din partea cadrelor medicale a serviciului nostru de ambulanță nu a existat. Dacă vreți părerea mea personală, eu sfătuiesc toți colegii, așa apoi ulterior toată populația, încet încet, să se vaccineze. Este un vaccin care a trecut prin foarte multe trialuri, da? Deci chiar dacă într-adevăr toți vor spune că timpul a fost scurt, că un vaccin se poate dezvolta într-un astfel de interval scurt. Da, așa, numai că gândiți-vă că în momentul de față toate studiile privind acest vaccin au fost finanțate de aproape toate guvernele lumii. Deci resursele financiare au fost foarte mari. Deci cantitatea de bani pusă la dispoziție cercetătorilor a fost mare. Da. Doi, o parte, având în vedere evoluția așa rapidă a pandemiei, cele trei etape ale testării vaccinului s-au făcut la un moment dat chiar paralel. Da? Deci simultan a mers lotul 1, cu lotul 2, cu lotul 3 pentru a așa. Doi, firmele de medicamente și-au asumat un risc financiar, adică în momentul în care s-a trecut la faza 3, deja au început să pe banii lor să fabrice doze cât mai multe de vaccin, fiind convinse că de fapt la ceea ce au lucrat el este un lucru bun și că este eficient pentru populație. Într-adevăr, vaccinul are reacții adverse, dar câte medicamente pe piața românească și pe piața mondială în general nu au efecte adverse, inclusiv aspirina, algocalminul este unul dintre cele mai alergene. Da, deci algocalminul este un medicament care dă foarte des alergii, da? Și atunci, deci nu este doar cazul vaccinului anti-COVID în privința reacțiilor adverse. Dar vedeți că lumea este speriată, poate că și mass media a apăsat prea mult pedala de accelerație, poate că și internetul a dat tot felul de știri contradictorii, care mai de care, și oamenii sunt bulversați. Îi credem pe de o parte. Accesul la informație a creat această bulversație. Da. Deci, într-adevăr, există mult prea multă informație în mediul virtual și nu tot timpul știi să ți-o selectezi, să o alegi, pe care să o crezi. Am înțeles că se încearcă o epurare a Facebook-ului și a rețelelor de știri dintre acestea false. Am înțeles că se fac eforturi în acest sens, pentru că oamenii când văd, cred. Dacă a spus X, Y, e clar. Dar când vine un medic și spune, un cercetător, eu cred că ar trebui să ținem cont de aceste... Da, trebuie să știi, într-adevăr, în ziua de să-și selectezi informația și din mediul virtual. Adică să vezi cine a dat informațiile respective, da? Unde lucrează, cu ce se ocupă, ce experiență are în spate și așa mai departe. Într-adevăr, vaccinul poate da simptome ușoare, eu știu, cefalee, dureri de cap, amețeli, da? Am, dar astea sunt durerea la locul injectării, congestie, da, tumefacție locală, dar
în principiu ăsta, deci au trecut... Sunt suportabile. Da, deci s-au făcut testări, cel de la ultimul vaccin de la Pfizer, la 43.000 de voluntari au participat la acest studiu. Iar simptomele au dispărut, aceste reacții adverse ușoare au dispărut, eu știu, de la câteva ore în câteva zile. Și da? Totuși sunt și persoane care nu ar trebui să facă acest vaccin. Deocamdată nu se face, deci da, așa e, deocamdată... Când se va ajunge la populația... Nu se vaccinează, la moment, așa spune în prospectul producătorului, da. Nu se vaccinează copiii sub 16 ani, nu se vaccinează gravidele, da, gravidele, pentru că deocamdată nu se știe dacă vaccinul, nu sunt suficiente studii care să arate dacă vaccinul are efecte adverse sau nu asupra sarcinii, deci dacă afectează evoluția sarcinii, iar în rest nu prea sunt contraindicații. În general, dacă este să vorbim despre pacienții care au trecut prin boala COVID-19, recomandările sunt ca cei care au făcut o formă ușoară să se vaccineze, să zicem, la cel puțin o lună după ce s-au negativat, adică s-au vindecat. Și asta pentru că persoana respectivă are un titlu protector de anticorpi. Iar pentru formele grave și severe, deci acolo recomandarea ar fi cam la 2 luni să se facă vaccinarea persoanelor respective. Sau după 2 luni. Sau după 2 luni de la vindecare. După 2 luni de la vindecare. Pe același principiu, anticorpii naturale obținuți prin boală asigură protecție. Da? Acum... Hai să vorbim și despre anticorpi. Da, da, trebuie să vorbim și despre anticorpi. Anticorpii prin boală, da? Deci prin boală, pacienții care au avut forme moderate și severe au prezentat anticorpi, un titlu protector de anticorpi, undeva până pe la 3 luni. Da? După care, la 3 luni, deja titlul de anticorpi protector a început să scadă. Revenind la vaccin. Bun, da? Dar cei care au avut forme ușoare... Cam ce protecție au? Deci au, deci oricum, deci ca să afli protecția trebuie să-ți dozezi anticorpii, dar cei care s-au testat, inclusiv pacienții care s-au testat din resurse proprii sau cei care au fost spitalizați s-au testat pe banii statului, s-au constatat că undeva la 3 luni de zile există anticorpi pentru cei care au făcut forme simptomatice. Pentru cei care au făcut forme asimptomatice, în general, titlul este aproape tinde către zero. Da? Deci da. Contactii pozitivi fără simptome, da? Aia în general au anticorpii zero, statistic. Cei care știu că au avut, întâmplător au aflat, pentru că mulți au făcut acest dozaj de anticorpi și au aflat că au avut boală, habar nu aveau. Da, 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 da. Au trecut prin contaminare. Deci 3 luni, nu 6 luni, nu toată viața cum se crede. Deci dacă ai făcut odată boala, poți să te recontaminezi. Și imunitatea e un pic scăzută și... Iar la vaccin, anticorpii după vaccin, da, la 6 luni cel puțin, dacă nu chiar și 8 luni, 9 luni, pentru că pacienții care, voluntarii care au fost vaccinați în luna martie, deja în septembrie încă aveau un titlu protector de anticorpi. Și atunci s-a constatat că, se pare, vaccinul asigură o perioadă mai lungă de protecție împotriva acestei afecțiuni. Și atunci, cu cât virusul nu mai găsește persoane unde se multiplice, cu atât el în comunitate va scădea, puterea lui va scădea și încet, încet va dispărea. Asta este luminița de la capătul tunelului pe care o vedem noi în momentul de față. O întrezărim, dar nu o vedem. Da. Pentru că dacă populația se va vaccina anul viitor, cu siguranță că vom asista la o scădere a numărului, da? Așa cum a fost și cu gripa porcină, a avut și ea perioada ei, încă mai bântuie probabil sau să fie eradicat, nu știu, dar a fost și atunci o perioadă în care mulți pacienți au ajuns la spital cu acest virus. Domnule doctor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Sper că ceea ce ați spus astăzi oamenilor va fi luat și în calcul de cei care ne privesc și nu vrem să speriem pe nimeni, dar trebuie să ne protejăm în continuare. Și apropo, pentru că a sunat cineva pe mobil un mesaj, uniformul nu vă poate ajuta? Păi uniformul este, da, este compania statului. Așa. Da, este compania statului uniformul, achiziționat într-adevăr echipamente în perioada de pandemie, dar în moment de față, nu știu care sunt formalitățile, nu reușim, deci noi ca instituție uniformul nu donează, asta este, uniformul nu donează. Deci nu donează serviciul de ambulanță aceste echipamente, trebuie să le vândă. Iar în momentul de față procedurile sunt foarte dificile, prețurile sunt foarte mari oferite de uniform și ar trebui intervenit probabil că tot la nivel din legislație, la nivel de guvern, ca să se deblocheze pentru situația. Pentru că va rămâne și uniformul cu produse expirate, cu siguranță, pentru că și-a luat o cantitate mare fiind nevoie, dar prețul într-adevăr, și știm că la început o mască, mă rog, era cumpărată și cu 8 lei și cu 10 lei, enorm.
enorm. Da. Dar asta e. Da, să eu în final vreau să mulțumesc totuși populației pentru susținerea pe care ne-o arată și care sperăm să ne-o arate în continuare. Când mă refer la susținere, mă refer la faptul că vor înțelege și din ce în ce mai mulți se vor proteja și vor respecta măsurile de igienă, da, astfel încât să ei să fie cât mai puțin bolnavi, iar noi să avem cât mai puțin pacienți. Da. Vreau să mulțumesc în același timp colegilor mei de la serviciul de ambulanță, asistenți ambulanțieri, medici, mecanici, personal TESA, tuturor vreau să le mulțumesc pentru că au făcut și fac în continuare eforturi foarte mari să susțină acest serviciu și să ne facă să mergem mai departe, să trecem peste această perioadă dificilă pentru noi, pentru județ, pentru țară și pentru toată lumea. Vreau să le mulțumesc din suflet și să mă înclin în fața lor. Să urez tuturor sărbători fericite, sărbători petrecute în liniște acasă, fiecare în familia lui, și să-i asigur pe cetățeni că noi, serviciul de ambulanță, suntem alături de ei. Da, și eu vă mulțumesc în numele comunității pentru efortul pe care îl depuneți de câteva luni încoace și în general pentru efortul pe care îl faceți, pentru că cei de la ambulanță, într-adevăr, sunt oameni care muncesc și acum au fost super oameni în această perioadă. Eu vă urez toate cele bune, nu ne mai întâlnim în acest an în emisiune. Mulțumesc și celor care ne-au împodobit foarte mult bradul, Alegria Flowers and Vents. Vă mulțumesc dacă ne-ați urmărit de când suntem online și vă doresc sănătate și la mulți ani!